panouri fotovoltaice, bucătărie dotată cu tehnică eficientă energetic și clase luminoase. La Liceul Teoretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca au fost finalizate lucrările de renovare și eficiență energetică. Potrivit directoarei liceului, Elena Gurin, aspectul școlii s-a schimbat radical, iar noile condiții îi vor ajuta pe elevi să învețe mai bine. Eficiența energetică după implementarea acestui proiect este foarte mare, deci clădirea conservează foarte bine căldura. Vom cheltui mult mai puțin, deci energie electrică, gaze pentru această clădire, pentru acest edificiu, respectiv vom avea economii în bugetul instituției care le vom adresa spre îmbunătățirea locurilor de muncă și de studii ale cadrelor didactice și elevilor. Și elevii instituției sunt foarte mulțumiți de condițiile și aspectul liceului. În ultimul timp, școala s-a schimbat după standardele europene. Clasele au devenit mai amenajate, sala sportivă a fost renovată. După părerea mea, școala în cadrul acestui proiect s-a schimbat doar în bine. Profesori și elevi sunt foarte fericiți, după cum am observat, și aceasta este un adevărat beneficiu. Îmi place aici să învăț deoarece școala este foarte bine dezvoltată în toate domeniile energetic, dar nu în ultimul rând și cele legate de utilizările ustensilelor necesare la lecții. Potrivit ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeikas și Stefan Lohman, prin intermediul acestui proiect s-a reușit micșorarea consumului resurselor energetice. De asemenea, elevii vor avea un stimul pentru a studia. Pentru Uniunea Europeană, așa fel de chestii sunt importante pentru mai multe motive. În primul rând, este vorba despre eficiența energetică, ceea ce înseamnă că în așa caz va fi diminuat impactul asupra mediului ambient. Acum vedem că copiii se bucură de un confort mult mai mare, de mai multe posibilități de a studia, dar și pentru profesori este mult mai comod. Am auzit că în trecut erau umezi permanent pereții acestui liceu. Noi, într-adevăr, ne dorim să schimbăm acest lucru și nu este vorba doar de schimbarea pereților, de izolarea clădirilor, este vorba și despre dispozitivele de iluminare, de încălzire. Au fost modernizate, schimbate toate aceste sisteme, astfel încât copiii din această regiune să se bucure de o nouă școală. Aici noi ne-am conjugat eforturile, de fapt, cu Uniunea Europeană, anume pentru a spori eficiența energetică în școli, fiindcă, în primul rând, noi vrem să economisim niște costuri energetice, dar, de asemenea, pentru a asigura securitate energetică, mai mică dependență de combustibilul fosil și mai multă protecție pentru climă. După părerea directorului ADR Sud, Nicolae Hristov, ca în orice proiect au existat și dificultăți în realizarea acestuia. Dificultăți sunt specifice proiectelor de infrastructură, dar important este faptul că s-a reușit a fi depășite. Vorbim aici de dificultăți legate de racordarea la rețeaua electrică, la sistemul de antincendiar și de sistemul de ventilație a clădirii. Însă, datorită specialiștilor, inclusiv ADR, în lucrare cu GIZ, cu antreprenorul, s-a reușit a fi depășite aceste dificultăți. Cu ocazia acestui eveniment, în incinta liceului s-a organizat o activitate festivă. Cu un mesaj de felicitare a venit Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spânu, și președintele raionului Basarabeasca, Piotr Pușcari. Eu vreau să mulțumesc partenerilor care au contribuit la realizarea acestui proiect, Ambasadei Uniunii Europene, colegilor de la care au lucrat la Uniunea Europeană, dar și poporul german și cei care au contribuit financiar pentru elaborarea acestui și realizarea acestui proiect. Eu vă doresc, dragi copii, mult succes și să rămâneți acasă, pentru că noi la guvern credem că Moldova europeană are nevoie de tineri care să asigure dezvoltarea noastră în continuare. Eu, în primul rând, хочу поблагодарить всех тех людей, которые писали этот проект, занимались, добивались,
и верили в то, что этот проект может быть реализован у нас в городе. Конечно, большая благодарность правительству Германии, Европейскому Союзу за то, что были выделены эти деньги, то, что мы дошли до конца, до финиша, и этот лицей сдается в эксплуатацию. Administrația liceului a decernat cu diplome toți partenerii care au participat în procesul de realizare a acestui proiect important. Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și de eficiență energetică în clădirile publice. Măsura investițională este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud și GIS Moldova, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și Consiliul Raional Basarabeasca. Valoarea totală a lucrărilor de eficiență energetică a liceului din orașul Basarabeasca constituie aproximativ 24,8 milioane lei. Numărul total de beneficiari este de peste 290 de elevi, profesori și angajați auxiliari ai liceului.